Da, dragii mei, așa faceți când este vorba de sanitar, da? Opa! Salut, băieți! Știu! Păi, tocmai da, nu... Dar de ce vrei să o trăvești oamenii ăștia? Nu o trăvesc! Păi, eu te stimez, de aia! Știu, dar nu e în regulă! Ok, nu e în regulă! Vezi care goarnă! Mai Savu mă numesc, mă poți să vorba toată stima pentru te știu, urmăresc. Știu, omule, mă știu, toată lumea mă stimează. Toată lumea mă stimează. Ai pitit goarna. Recunoaște, strigai cu goarna pe aici, pește, pește. Băi, Nea Gianni, lasă-mă, nu mă aia pe mine. Serios, vorbim serios. De ce mă, tu ce ai? Toată stima care o am către... Tinere, tu ești cu el? Și legea 55. Ia uite, mă, și legea 55 la amândoi. Ia uite, goarda aici. Mă, n-ai tu aviz? Fii atent, mașina asta ți-am verificat-o. Nu ai niciun fel înregistrat de la DSVSA. Lasă-mă, ia și mata pe ăia la alții, măi, pe mă. Fii atent, te-am prins pe tine. Uite, schimb și naționala. Eu n-am obraz. Bine, vorbeam bine. Toată stima pe tine. Zi-mă, cât e kilogramul? 10 lei. 10 lei? Bine. Și cu câte lei? Cu 8 lei, eu și 2 lei la chile. Da, fii atent, uite, cumpăr 10 kg. Da. Dă-mi bon la ele. Uite, nu. Măi, măi, manager. Ești, ai certificat de să faci chestia asta? Adică mașina e deratizată? Nu sau dezinfectată? Nu am recaută și mă tam pe aia mari, băi, neagară. Eu te pe tine te-am văzut, uite, ți-am chemat și națională. Am văzut. Uite, ți-am chemat și națională. Zi-mi pe cine vrei să mai schimb. Păi, ce crezi că facem? Facem un dosar și-mi ia peștele. Nu te gândești că am dat bani și am și o copii? Știu, păi, dar tu nu te gândești că o trăvești oamenii. Nu, eu trăvesc. De unde mă peștele? De la de la ce să cer? De unde e la peștele? Deci ai văzut la te-ai dus la bog acolo la da. La vazui? Da. Era în regulă? E regulă? Ăla nu e în regulă. L-ai văzut la știri? Deci nu numai la știri. L-ai văzut? O să-l vezi, o să vezi și tu. M-am ocupat și eu cu găini și cu pui și cu. Aoleu, și tu era ilegal. Uite-mă, uite-mă, ți-am adus profesioniști. Uite, și poliția locală. Și crezi că face? Și uite, eu îi las. Păi, uite, o să mi-a peștele și mă no, face. Nu, ai vezi că și guarnița și talonul. Ce face? Nu face altceva. Mă arestează, nu mă arestează. Da. Păi, eu mă legitimez. Gata, eu am încheiat, vă las pe dumneavoastră. Deschide, băi, Nicule. Vedeți că și pe legea 55, oamenii. Mașina dezinfectată îi trebuie, îi trebuie aviz epidemiologic, îi trebuie de la DSP, gata, nu este trecut. Nu mai, nu mai filme, cine-ți dă voie? Nu pune mâna pe mine, băi. Băi, dar cine-ți dă voie să-mi filmezi mașina? Da, eu. Nu mai pune voi, mâna pe mine, mă. Pentru că ești opără. Da, cine-i dă voie să-mi filmezi mașina? Închideți mașina, e pe domeniu. Băi, dar mașina e a mea. E, dacă faci așa, vezi că se complică treburile. Băi, cât te stimezi de aia, dar... Am voie să filmez, omule. Tu ai voie de toate, noi n-avem de voie de nimic. Ce crezi că îmi facem? Ia peștele. Nu, îți ia talonul. Pentru ce? Pentru goarnă. Domnul Dochița. Da. Dragii mei, ei trebuie să aibă mașina deratizată, dezinfectată, aviz epidemiologic. Trebuie să aibă de la Direcția de Sănătate Veterinară să aibă că el prestează aceste servicii. Are goarna care strigă cu ea și trebuie să îi se ia talonul. Agenții de poliție sunt obligați să cheme pe cei de la DSV pe competență, că dumneavoastră n-au competență. Știu, 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 știu. O să te vezi și tu la știri, fii atent, te promit că te bag și pe tine. Băi, bagă-mă la știri. Da. Dragii mei, poliția română, așa cum spun, și poliția locală, deci poliția română, un brand, oamenii au venit foarte prompți, dați telefon când auziți aceste mașini că vând pește, găini, când îi vedeți cu dube din acestea, Direcția de Sănătate Veterinară au un tabel cu numerele lor de înregistrare și pe legea 55. Așa. Legea 12 a dispărut, le-a luat puterea polițiștilor și a apărut legea 22.2.2. Tot eu sunt de vină. Tot eu sunt de vină. Aceste mașini pun în pericol viața cetățenilor. Deci Direcția de Sănătate Publică Veterinară DSVSA au un număr de telefon, tel verde, intrați DSVSA și au un număr de telefon verde. Acolo găsiți un nene care habar nu are să răspundă la această linie telefonică. Numerele de matriculare la mașini le găsiți afișate pe site.
sunt pe site-ul DSVSA cu numele de matriculare. Omul acesta nu are niciun fel de autorizație. Îi trebuie aviz epidemiologic, îi trebuie mașină dezinfectată, îi trebuie un certificat să ateste calitate. Mulțumim frumos! Datele mele le știți, dacă nu, vi le dau. Căci cartea de identitate mi-a spus un polițist că nu mai este valabilă. Dar un polițist care... Da. Avem competență și noi. Nu. Constată, infracțiune conform. Este infracțiune. Am înțeles. Conform da. 23 pe 2000. Corect. Da? Este infracțiune. Da, dar trebuie unele competențe, adică referitor la documentele ce însoțesc această marfă și el ca reprezentant numai DSVSA-ul. Numai ei reprezentanți. Dar eu mă bucur că spuneți dumneavoastră. Ce spuneți? Și mă bucur. Deci noi constatăm ce am constatat. Corect. Da? Se va cântări. Corect. Cantitate de pește. Ce da? Faceți dumneavoastră? Este problema poliției. A colaborat poliția locală. Poliția Națională. Sunt da și mie, domnul Hari, vă rog, mă dată. Geana Hari Florin, 13-12-1971. Eu sunt apelant. Dragii mei, dați datele de identificare, pentru când apelați, oamenii trebuie să justifice în raport. Deci Geana Hari Florin, da. 13-12-1971. Da. Și 074-922-0090. Mulțumim frumos Poliției Române, mulțumim frumos Poliției Locale. Te duci după... vezi că am ce... Fii atent. Știu. Mor eu. Dacă nu să mori, fii atent. Dar tu nu te gândești că pui în pericol viața cetățenilor? Eu pun. Da, da, da. E pește proaspăt. Știu. E proaspăt. Știu. Dar eu știu de unde l-ai luat. Ăștia de la magazinul l-am luat. Hai, o să-i mergi surprize. De unde l-am luat? Dar de ce ți l-a dat? Nu, de unde l-ai cumpărat? De unde l-am luat? Ai factură sau bon sau la? Pe nu ți-a dat. Bă, l-ai luat în baltă de la Fulga. Nu l-am luat. L-ai luat în baltă de la Cioran. Nu. L-ai luat din baltă de la Boldeș Gradiște. Nu. Dar de unde l-ai luat atunci? Păi, eu am zis. Păi nu știi de unde l-am luat, vezi? Păi nu știu. Păi... Dar vezi că tu acum o să spui. Cum? O să spui. Nu spun. Da. Ăla care ți-a vândut peștele, a încălcat și ăla. Fii atent. Ei, da. Oamenii ăștia e mici aici. Ce? E mici. Atâta. Da. E ăștia, aia mare. Să mănânce și ei când tu le strici cu goarna, lege așa, ești unul, tu tulburezi. Legea mi-a luat, mi-a luat niște bani. Ce? Care nu l-am furat. Am înțeles. L-ai cumpărat, dar nu ți-a dat bun ăla. Te-a păcălit și ăla, evazionist ăla. Ăla nu eu. Și ăla, și ăla e. Nu, tu nu faci evaziune. Ei cu 7 dai cu 10. Tot evaziune. Băi, eu sunt mai micuț. Eu sunt mai micuț. Ajut poliția română să vă stârpească pe voi cu cotețele astea mișcătoare. Mamă, și rămână ăștia mari. Op, și păi ia mării luăm. Ai văzut că ne-am dus la abator acolo? Păi lui Boga n-ai ce să-i faci. Ba da, de ce? Nici poliția n-are ce să-i faci. De ce? Omul e prea șmecher. Voi știți că ați fost cu găinile? Păi, normal că auzi, știu. Dacă îmi să lua găinile alea, vă dădea și câte? 200, 50, 300? Cum? Băgam și 1000 de găini. Într-o găină asta? Într-o da. Și îți dădea factură? Nu-mi dădea nimic. 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 Bravo, mă. Băi, bravo, mă. Băi, bravo, mă. Bravo. Deci, uite, băi, ăsta cu abatorul. O să vezi că o să ai mari surprize. Bă, evaziune fiscală, îndragi. L-a așteptat poliția. Îndragi la tine, mă. Acte, da? Fii atent. Eu nu am văzut, dar te-am văzut când ai făcut pe aici. Nu muri, bă, că ești tânăr. Acum nu mă mai stimezi. Nu mai te stimezi. Bravo. Păi te-ai prins singur. Uite, te-a prins poliția. Da. El zice că e în regulă totul. Mulțumim poliției.